Bine v-am regăsit, prieteni! România este prima țară din Uniunea Europeană care a început să vaccineze copiii. Pe TV rulează clipuri publicitare în care copiii fac reclamă la produse farmaceutice pentru că asta reprezintă aceste așa-numite vaccinuri, deși legea interzice așa ceva. E normal ca prin intermediul unui copil autoritățile să le spună altor copii că vaccinul înseamnă vacanță, de exemplu, fără să li se spună că acesta poate avea efecte secundare, unele grave? Ei bine, veți urmări astăzi o ediție extrem de tranșantă pe tema acestei campanii privită cu foarte multe rezerve de o serie de specialiști. Vă vom arăta în exclusivitate, atenție, un studiu Pfizer, publicat în Statele Unite, din care reiese un aspect îngrijorător. Aproape 80% din tinerii vaccinați au dezvoltat efecte secundare. 80%. Avem dezvăluiri din țară și din afară. Iată titlurile serii. Studiu Pfizer îngrijorător. Aproape 80% dintr-un eșantion de copii și adolescenți vaccinați cu vârste între 12 și 15 ani din Statele Unite ale Americii au dezvoltat efecte secundare moderate și chiar grave. Detalii incendiare pe care presa oficială le ocolește vor fi dezvăluite în exclusivitate în această seară. Cea mai tranșantă emisiune făcută vreodată pe tema vaccinurilor anti-COVID. Specialiști de marcă răspund la cele mai incisive întrebări, dar mai ales la întrebarea momentului. De ce sunt vaccinați copiii dacă în proporție de peste 99% nu fac COVID-19 sau dezvoltă forme ușoare de boală? Este sau nu adevărat? Proteina Spike din vaccinurile pe bază de ARN mesager migrează de la vaccinat la nevaccinat. De ce nu recunosc autoritățile acest element exploziv? Cel mai nonconformist laureat al premiului Nobel, Luc Montagnier, dă un verdict groaznic legat de campania internațională de vaccinare anti-COVID. Vaccinarea creează tulpinile. Vă dăm toate detaliile imediat. Așadar, prieteni, nu ratați nicio secundă din această ediție, poate cea mai tranșantă realizată vreodată la TV după debutul acestei crize medicale. În platoul Mădălin Ionescu Show, aici la Metropola TV, doamna profesor dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist, mai veche cunoștință a noastră și unul dintre cei mai apreciați și reputați medici de aceste din România. Bună seara! Bună seara! O să mai avem o intervenție interesantă din Franța, un specialist în vaccinologie care merită ascultat și văzut pe această temă, plus alte intervenții din zona juridică pentru a ne lămuri cei cu această vaccinare a copiilor. Mai întâi, vreau să vă spun, doamna profesor, profit de prezența noastră și încurajez pe cei care se uită inclusiv în mediul online să ne trimită cât mai multe întrebări pe tema acestor vaccinări multiple, indiferent că e vorba de copii sau nu. Aud din ce mai multe mărturii ale unor oameni de diverse, care provin din diverse categorii sociale și profesionale și care au dezvoltat o serie de efecte adverse, de stări ciudate după rapel în mod special, și mă refer la cei care au făcut vaccinurile pe bază de ARN mesager. Oboseală masivă, nu-și mai revin după vaccinare. Stări de insomnie pronunțate, la fel s-au dat peste cap. Nu vorbesc de decese, pentru că și acolo o să vă spun niște lucruri și în ultimul timp sunt bombardat cu informații de acest tip. Unele dintre ele provin din rândul prietenilor mei și atunci știu că sunt reale. Cum vă explicați faptul? Adică e posibil ca după rapel să apară și tulburări de acest tip? Insomnie sau oboseli grave? Ne aducem aminte că în momentul în care a început această campanie de vaccinare, noi, medicii infecționiști, am spus că ne așteptăm la reacții adverse. Erau stipulate pe prospect o serie de reacții adverse și am observat într-adevăr că unele au apărut ca o potențare a unor boli pe care pacientul le avea deja. Am sfătuit la momentul respectiv și chiar prin intermediul dumneavoastră că cel care se știe avea o anumită boală să meargă la medicul de fond care îngrijește boala lui, să facă o evaluare și eventual analize de laborator. Nu știu dacă toată lumea a înțeles acest lucru, să se prezinte la vaccin după ce are o evaluare a bolii de fond. Am un caz recent.
În afară de unele cunoștințe care se vaită că au probleme cu somnul sau au dezvoltat forme de oboseală stranii, un tânăr, pot să zic tânăr, nu un tânăr, un bărbat în toată puterea, de 47 de ani, fire sportivă, fără nicio boală pe care să o fi cunoscut, s-a prăpădit în urmă cu câteva zile în Oradea, a murit în fața blocului la o zi după ce a făcut apel cu Pfizer. S-a simțit rău după prima doză, medicul l-a rugat să-și facă o serie de analize și autopsia a scos la iveală un fapt șocant, plămânii plini de cheaguri de sânge. Am să încep cu un wow, pentru că într-adevăr este debusolant să auzi așa ceva și am să mă duc repede cu gândul la explicația unei lipse de consult corespunzătoare înainte de vaccin. De ce? Pentru că știm că sportivii fac o hipertrofie cardiacă, în special... Se mărește inima. Da, ca urmare a efortului. Iar în momentul în care îi dai o supraagresiune, cum poate fi numit un astfel de vaccin, nu rezistă și atunci cedează. Mai mult, faptul că la necropsie s-au găsit aceste cheaguri de sânge arată că deja era o tulburare în ceea ce privește coagularea. Și există, sigur, nu explicăm un lanț între ceea ce privește o disfuncție cardiacă și în ceea ce privește o disfuncție la nivelul coagulării sângelui. Deci aici există s-a produs... Există care consideră COVID-ul în primul rând o boală cardiacă. O breșă, da, o cauză cardiacă, categoric. Și de ce vă spun categoric? Pentru că mulți pacienți care i-am văzut în post-COVID au accentuat o afecțiune cardiacă care o avea deja, o tulburare de ritm, Ce facem că astfel de tulburări apar și după vaccinarea aceasta? Dacă putem să spunem vaccinare cu aceste seruri experimentale? Pe bază tulburările de ritm apar. Apar pe... Dar... Este un studiu în Germania. Foarte mulți tineri care au dezvoltat probleme de ritm cardiac după vaccinare. Aici este vorba de altceva. Tineri peste 16. Da, aici este vorba despre răspunsul zgomotos, inflamator al tânărului, care există inclusiv la nivelul cordului și fac astfel de tulburări de ritm. Revenim la această temă. Vreau să-l prezint și pe celălalt invitat, domnul doctor Damian Baciu, medic pediatru, specializat în vaccinologie în Franța. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat să vorbiți cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara, doamne. Bună seara dumneavoastră, domnule moderator, și bine am găsit lui audit. Sper să vă auzim bine. Deocamdată nu pare promițător sunetul. Dacă avem probleme, v-aș ruga să facem tot posibilul pentru a putea purta o discuție cu domnul doctor. Este foarte important. Îi știu opinia. Îi știu în general opiniile și este extrem de pertinent. Și atunci... Și un pediatru este foarte important. Un pediatru e foarte important pe ceea ce discutăm astăzi, în mod special partea asta cu vaccinarea copiilor. Întotdeauna ni se spune că beneficiile depășesc riscurile. În Norvegia, de exemplu, s-a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca după ce autoritățile norvegiene au estimat că cel puțin 10 copii au murit în urma acestor vaccinări. Deci în Norvegia s-a întâmplat așa ceva. În Germania, Comisia de Control, care se ocupă cu aprobările pentru genul ăsta de operațiuni medicale, evită și s-ar putea să nu aprobe, deși sunt tot felul de discuții, cancelarul Angela Merkel face presiuni, să dea drumul la vaccinarea copiilor între 12 și 15 ani. Totuși la noi, în condiții în care aflăm foarte multe detalii, lucrul ăsta... a devenit o frenezie, avem campanii publicitare agresive pe micul ecran în care copii, care n-au nicio specialitate, nicio pregătire pe zona asta, sunt încurajați, sunt determinați să încurajeze alți copii să se vaccineze, deși copiii nu iau decizia. Deciziile sunt ale părinților. Practic, copiii, dacă părinții decid ceva, ei n-au nicio putere să se opună. Și sunt încurajați fără să li se spună altor copii că pot fi efecte secundare. Vreau să începem o discuție cât se poate serioasă pe vaccinarea asta la copii. V-am auzit la un moment dat exprimându-vă rezervele într-o ediție aici în platou. O rezervă de comunicare în special.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-a făcut o comunicare pertinentă și profesionistă, de aceea m-am bucurat de prezența unui domn doctor pediatru, pentru că, așa cum ați spus, a chema copii la vaccinare nu se face pe media, punând copii să cheme la joacă, cu ghilimele de rigoare, alți copii. Deci, așa ceva, o vaccinare la copii, dacă este legiferată foarte bine, se dă drumul la vaccinare, este un drept al fiecăruia, dar comunicarea în ceea ce privește copilul trebuie să fie extrem de profesionistă, extrem de bine documentată, astfel încât părintele, când ia decizia, să o ia din interiorul său și să nu ia că i s-a spus. Un copil care spune că vaccinul reprezintă vacanță, mi se pare un nonsens. Și nu-i bine să expui copilul. Dar nu, legea interzice. O să vedem avocați care spun că legea interzice așa ceva. Și cu toate astea rulează clipuri publicitare la TV care sunt împotriva legii. Este ceva incredibil, inimaginabil. Ne auziți, domnule doctor Baciu? Da, vă aud foarte bine. Să sperăm că și noi vă vom auzi. Este în acest moment, e totul ok. Ce părere aveți despre vaccinarea copiilor? Vă întreb direct, cu aceste vaccinuri bazate pe tehnologia RNA messenger. Bun, deci aș dori mai întâi să fac o precizare. Eu sunt medic pediatru de 44 de ani, din care 10 ani am petrecut cu practică și studii suplimentare în Franța, în Paris, la două universități, Paris et Parisis, la care am obținut în 2003 o supra-specializare printr-o diplomă interuniversitară în vaccinologie. Acum, trebuie să precizăm ceva foarte, foarte clar. Nu este vorba de vaccin, deci toată lumea care folosește cuvântul vaccin induce în eroare pe publicul ascultător, pe toți ceilalți, da? Deci aceste vaccinuri nu sunt vaccinuri? Nu sunt vaccinuri. Deci nu sunt vaccinuri. Să fie foarte clar. Asta se spune de mult, da? Și nu o spun eu. Deci, mai precizez ceva. Fiind un medic practicant, nu cercetător în virusologie sau vaccinologie, eu voi vorbi având documentare de la medici, profesori, virusologi, imunologi, de genetică moleculară, de oncologie, de biologie, de pediatrie și de infecțioase. Unii dintre aceștia au avut chiar un premiu Nobel în medicină, da? Bun. Deci să fie foarte de clar. De ce aceste vaccinuri nu sunt vaccinuri? Aș vrea să trecem pe burtieră această afirmație. Aceste vaccinuri nu sunt vaccinuri. Pentru că nu are nimic de a face cu un vaccin, așa cum am știut foarte bine până în urmă cu 6-7 luni când au apărut pe piață, da? Este un experiment genetic pe care îl practică și Pfizer sau Moderna, pe care îl are un pic altfel conturat și Johnson și AstraZeneca și produsele din Rusia și cele din China, da? Da. Deci nu este vaccin. Vaccinul este altceva. Aici organismul gardă este indus, este provocat să producă el însuși acea proteină care nu îi aparține. Nu este a lui. Nu este în structura organismului față de care tot el va produce anticorp. Și de ce autoritățile insistă să ne prezinte... Orice, așa. O clipă. Este dincolo de orice închipuire. Acest proces nu există pe Pământ de când a apărut viața, fie la nivel simplu unicelular, fie pluricelular, până la nivelul omului. Da? Deci așa ceva nu există. Bunul Dumnezeu nu a lăsat un astfel de procedeu molecular, sau cum vreți să-i spuneți, pe Pământ. Este făcut acum, pentru că avem Dumnezei pe Pământ. Se numește Bill Gates, se numește Pfizer, se numește și toți ceilalți. Ăștia sunt cei mari, că avem și aici în țară Dumnezei mai mici. Se numește Ministrul Sănătății, se numește de la Armată Gheorghiță și mulți alți colaboratori într-o aceeași idee. Deci, încă o dată, pentru toți cei care se uită în acest moment la noi,
Acesta nu este diferența un vaccin. Dintre un vaccin, doamna profesor, și aceste seruri. Este un vaccin scurt circuitat, aș spune eu, în sensul că dacă vaccinul clasic, după definiția pe care noi o știm din școală, înseamnă introducerea unui corpul nostru a unui microorganism dezactivat, care este în stare în felul acesta să producă anticorpi care ne vor proteja, în situația de față este introdusă o particulă genetică care mimează, ca să spun pe înțelesul tuturor, în celula noastră prezența unui agent infecțios respectiv, virusul respectiv, îl construiește pentru a inactiv, pentru a forma acești anticorpi. Deci, aș spune eu că nu este definiția clasică a unui vaccin cu care noi toți eram obișnuiți. Dar până la urmă... Profesor Ifteni a spus același lucru în urmă cu o lună și jumătate, două luni în platoul nostru. Și din acel moment a dispărut din spațiul public. Până la urmă, infecționistul din mine nu poate să nu recunoască totuși protecția pe care o oferă un vaccin la momentul în care, trebuie să vă spun și știți foarte bine că am vorbit, era absolut de neconceput ce se întâmpla în terapii intensive, aglomerația din spitaluri, iată avem acum o gură de oxigen, gură care se datorează și faptului că o parte din populație, înțeleg eu, jur de 30% s-a imunizat. Da, domnule doctor Baciu. Da, dori să fac o precizare pentru publicul auditor. Este foarte ușor, găsiți foarte ușor pe internet, urmăriți explicația foarte clară și pe înțelesul tuturor a profesorului Cristian Velo, care este biolog și este pe internet, pe YouTube, cu COVID-19, le tehnologii vaccinal a la lup. În traducere românească este tehnologia vaccinală sub lupă. Puteți audia în franceză, engleză, germană, cum doriți dumneavoastră și veți înțelege foarte bine, durează vreo 40 de minute clipul, veți înțelege foarte, foarte bine despre ce este vorba acum. Și atunci autoritățile ce fac în acest moment? Pentru că vaccinarea, iată, trece spre copii. Deci autoritățile fac ceea ce un virusolog din Mainz, pe nume Suhard Bagdi, bănuiesc că numele poate vă este cunoscut, da, a spus, cei care vaccinează copiii comit crimă. Asta fac autoritățile. Comit o crimă. De ce? Spuneți asta. De ce? Păi vă spun foarte simplu, este așa de ușor de înțeles și vă voi spune printr-un exemplu deja publicat și cunoscut. În anul trecut, în august, deci trecuse acel val nemaipomenit din Franța, a fost și pe aici, știți foarte bine, da? Că a fost o stare de urgență, da? Deci atunci s-a constatat că cei de la 0 la 18 ani au fost contaminați, depistați, pozitiv, mai puțin de 5% din toate cazurile. Dintre acești mai puțin 5% din toate cazurile, 69,4% au fost fără boală. Deci purtători asimptomatici, da? Restul au avut o răceală banală. Știți ce înseamnă o răceală banală, da? Au fost mai puțin de 1% din acei toți copiii depistați, fiind sub procentul total de 5%, au fost mai puțin de 1% spitalizați. Au fost doar câteva decese, bănuiesc că 4, dintre care 2 aveau comorbidități importante. Deci despre Statele Unite doar 250 de copii cu comorbidități într-adevăr și au pierdut viața, dar nu de la COVID. Deci adică, ce vorbim de ce e important, de ce este important să vaccinăm acest sector, sector de populație pentru a proteja pe cei lalți, pe cei bătrâni? Păi îi protejăm pe cei bătrâni și îi lăsăm pe ăștia mici în pace. Mai ales că de o vreme încoace, oamenii au început să și studieze efectele vaccinării, da?
Și pot să vă spun câteva ca să înțelegeți care sunt aceste efecte ale vaccinării, da? În Dublin, o profesoară, Dolores Cahill, a constatat că 50% dintre animalele vaccinate de laborator au decedat. Stați un pic. Da? Poți să întreb. 50 vaccinate cu ce? Vaccinate cu ceea ce se vaccinează acum, că doar... Care dintre vaccinuri? Studii. N-are importanță, oricare. Veți vedea de ce, da? Bun, deci dânsa face niște estimări nu prea pe placul tuturor după un an de la vaccinare. În afară de asta, s-a observat că acea proteină spike pe care corpul nostru o va produce a fost depistată în toate organele din corp, inclusiv în ovare. S-a constatat că ea însăși este o proteină toxică, da? Și trece bariera hematoencefalică. De aici aveți toate explicațiile pe care ultima teorie, potrivit unui studiu internațional, este că proteina spike migrează de la vaccinați la nevaccinați. Și ar fi, atunci m-aș pune problema... O clipă, că n-am terminat. Da, da. Dacă mă lăsați să vă spun... Stați că avem și noi un spațiu la dispoziție, uneori mai intervenim și noi, că nu știu, emisiunea nu durează... Dar vă rog, scuzați-mă. Da. Bun. Deci această proteină spike se găsește peste tot, inclusiv în ovare. Atenție, copiii vor deveni adulți care vor precurea, da? În afară de asta, s-a mai constatat, ca să vezi surpriză, că cei care sunt vaccinați elimină prin toate secrețiile corpului acea proteină spike, care ea însăși este o toxină, da? Deci, socoteala aceea cu cei vaccinați să poarte brățară, eu cred că e foarte binevenită, pentru că vom ști să ne ferim. Asta este foarte grav ce auzim acum, doamna profesor. Două aspecte aș vrea eu să subliniez. În ceea ce privește vaccinarea copiilor, nu cred că trebuie pusă problema că vrem să-i vaccinăm din egoism să ducă infecția la cei de acasă. Nu. M-aș gândi mai mult decât atât. Și m-aș gândi aici, domnule doctor, din nou spun ca infecționist, dar dacă va fi o tulpină în perioada care urmează, care va afecta cu predilecție copilul. Pentru că vedem ce se întâmplă în Brazilia. În Brazilia a fost o serie de decese pe copilul cu COVID, infectat cu COVID. Și atunci m-am pus problema la data respectivă dacă în nebunia aceasta a dinamicii virale pentru COVID, în care s-a dovedit că produce tulpină și mutații după mutații, ca de altfel și virusul HIV, atunci m-aș întreba, oare nu cumva mă duc și fac un bine pentru că îl protejez de o eventuală tulpină care ar avea predilecție pentru un copil? Dar îl protejez? Hai să vedem, doctor. Numai puțin, domnule doctor. Stați un pic. Haideți să vedem dacă îl protejăm. Un studiu Pfizer, publicat în Statele Unite. Avem o sursă din Germania, de pe care am luat acest studiu. Este o sursă cât se poate serioasă de știri. Haideți să o vedem. Articol publicat în data de 20 mai, deci cu ceva timp, puțin timp în urmă, așa, din care aflăm niște lucruri pe care vi le prezentăm acum. Pentru toți cei care vor să vadă această sursă, pentru că niciodată nu mi-am permis să vin cu surse inventate sau puțin credibile sau necorespunzătoare, pot intra pe acest site, pot lua varianta în germană dacă vor să afle. Trebuia să menționăm și sursa. Report 24.news și pot citi și în germană, dar îl găsesc și în studiu în Statele Unite. Hai să vedem ce concluzionează acest studiu. Ce s-a întâmplat? S-a luat un eșantion de copii de 1127, copii și adolescenți, vaccinați cu prima doză, au fost 1127, cu a doua 1097. În paralel au fost vaccinați alții cu o soluție salină. S-a mers practic pe ideea de placebo, pentru a se vedea care sunt diferențele. Diferențele au fost extrem de semnificative dintre copiii vaccinați cu vaccinul real, Pfizer. De peste 5 ori mai mulți s-au plâns de reacții adverse în primele 7 zile. Iată ce s-a întâmplat după prima vaccinare. Puteți să faceți un calcul? Faci procentul ușor. Febra peste 38 de grade, 114. Oboseală, bine, unii dintre ei au avut mai multe simptome în același timp. Oboseală, 677. Cefalee, durere de cap, 623 de copii.
frisoane 311, vărsături 31, diaree 90, dureri musculare 272 de copii, dureri articulare 109. Per total sunt 866 de copii din 1097 care au avut efecte adverse într-un fel sau altul. Chiar și medii, deci destul de serioase și unii dintre ei grave. 80%, 78,9% dintre cei vaccinați au dezvoltat efecte adverse. La a doua vaccinare, situația a fost chiar mai complexă. După cum vedem, sunt mai multe stări de cefalee, deci de dureri de cap, oboseală mult mai pronunțată, frisoane în proporție mai mare, a crescut, practic, impactul efectelor adverse asupra organismului. Cei care au făcut și au interpretat studiul Pfizer nu neagă acest lucru. Pfizer neagă, de exemplu, doar faptul că aceste vaccinuri au produs apendicită acută la copii și chiar decese în urma vaccinărilor. Respinge ideea. În rest, nu neagă. Nu s-au suprapus cazurile? S-au suprapus la un moment dat. La un moment dat, simptomele se suprapun. Da. Deci aici nu calculăm, nu adunați, pentru că nu... Exact, asta nu, am vrut să subliniez. Adică mulți care au avut oboseală, au avut și cefalee, da, etc., etc. Dar, per total, vă spun, se vede în studiu, sunt 866 de copii din 1097 care au acuzat efecte adverse. Cei care au interpretat studiul au constatat un lucru foarte grav. Extrem de grav. Au făcut un calcul. Și au calculat câți copii americani sunt, între 0 și 19 ani. 82 de milioane de copii. Raportând rezultatele acestui test la numărul total de milioane de copii din Statele Unite, în condiție care i-ar vaccina, s-ar produce de la 330.000 până la 660.000 de efecte secundare grave. Numai în Statele Unite. Dacă acești copii vor fi vaccinați... Vorbim de grupa de vârstă 0-19 ani. Dar noi aici vorbim de grupa de vârstă 12-15 ani. Acum studiază chiar și vaccinul... Deci acest studiu este făcut până la 0 ani. Nu, ăsta e 12-15 ani. Iar acesta de care e concluzia este ceea ce va fi pentru viitor. Pentru viitor. Da. Este un studiu foarte clar. Vă rog, domnule doctor, da. Deci vedeți dumneavoastră la vaccinarea copiilor și că este grupa 12-18, că e grupa 0, ceea ce v-am povestit eu era de grupa 0-18 ani de infectat, da? Deci aici, în această grupă, am avut aproape 70% asimptomatici. Ei, dacă îi vaccinăm, avem 70% cu siguranță bolnavi, da? Din care o serie întreagă vor și deceda, da? Dintre cei care au făcut boala, ați văzut foarte bine că doar sub 1% au decedat, aceia cu comorbidități. Da? Dintre cei pe care i-am văzut, i-a spus dumneavoastră în studiu acela, aceia n-aveau comorbidități, deci cei care aveau probleme de sănătate n-au fost incluși în studiu. Aici e problema. Cât de etică e aceasta? Așa că un pic mai adăugat. Cât de moral mai e aceasta? Da. Poftim? Vorbești cu doamna profesor Dorobăț. Cât de moral este să iei niște copii sănătoși, să-i vaccinezi, ca după aia să afli că au efecte adverse serioase unii dintre ei, moderate și chiar spre grave. Aici e vorba de un studiu care s-a făcut cu acordul lor, categoric. Deci studiu pertinent și extrem de sincer, clar. Al Pfizer. Al firmei producătoare. Studiu al unei universități. Sau al, deci studiu firmei producătoare. Pfizer. Lucrurile astea pot fi verificate. Eu vreau să l-aș întreba ceva pe domnul doctor. Spuneți-mi, nu vedeți nici o justificare a utilizării acestui vaccin în ideea modificării virusului acesta? Nu credeți în modificarea sa ca și structură? Deci, doamnă, vă răspund. O să vă răspund, doamna doctor, prin poziția domnului Raul Didier. Cu cât vaccinăm mai mult, cu atât apar variații. Deja laboratoarele care produc vaccinul au spus că cele pe care le au acum nu au aceeași eficacitate pe celelalte variante, sud-africană și leșinată foarte bine, da? Da? Deci n-au așa eficacitate. Asta înseamnă că din 6 în 6 luni noi o să facem experimente genetice cu tot alte și alte și alte vaccinuri de felul acesta. Unde vom ajunge, doamna doctor? E un carosel al nebunii. Ei și pregătesc un alt vaccin. Și încă ceva. Sigur că da, vom intra într-o situație în care din 6 în 6 luni ne vaccinăm. Dar vă pun o întrebare.
pentru că nimic nu se face fără un scop. Și vă rog să derulați evenimentele întâmplate în lume, în toate țările, la fel, de la declanșarea epidemiei, pandemiei, și aici avem mult de discutat, da? A fost ceva ce nu se întâmplă în medicină. Deci toată socoteala aceasta a fost o manevră foarte bine gândită și dusă la un punct clar, la o țintă. Și putem spune scopul, scuză, mijloacele. Deci ținta lor a fost să ajungem la vaccinare, da? Încă nu se pornise pandemia și oameni, OMS-ul și mulți alții, au interzis imediat autopsia. Cum credeți, doamna doctor, că o boală nouă apărută, cu un agent patogen nou apărut, care se întinde în așa de mult în toată lumea, și vom vorbi, dacă este timp, și de testul de depistare, că aici este foarte important, știți, da? Pentru că am date foarte clare. Bun, deci cum credeți că se poate face o cunoaștere a unei noi boli niciodată apărută în lume, fără autopsie, fără examen histopatologic? Cum se poate face asta? Mai ales că de-a lungul timpului s-a văzut și s-a demonstrat, s-a tras alarma. Fiți atenți că nu este altceva decât o microcoagulare intravasculară, da? Și se întâmplă peste tot. O să revin, pentru că sunt cercetări foarte clare în privința aceasta. La noi în țară, să știți că s-au făcut necropsii, pentru că legea nu a interzis. A spus că se poate să nu se facă. Poftim? La noi s-au făcut necropsii. Vreau să vă spun că, apropo de aceste necropsii, pentru că am informații totuși din sistem. Domnul Valentin. Da, am informații din sistem și le-aș și amintit la un moment dat în prezența domnului Iftanie aici. Despre aceste necropsii nu știm nimic. Știu doar pe surse că rezultatele ar fi aproape catastrofale pentru ceea ce s-a întâmplat în România. A fost un medic. O clipă. Adică au fost voie să se facă. Noi am făcut necropsii. A fost un medic de la Mina Minovici, care a vorbit foarte clar în privința aceasta și a spus niște cuvinte foarte dure la adresa a ceea ce se întâmplă aici. El nu a fost de acord și a fost dat deoparte imediat. Nu mai este pe vizibil. Este domnul Valeriu, parcă Eftimie. Valentin Iftanie, dar despre dânsul vorbeam. Da, bun, hai să revenim un pic. Lăsați-mă un pic să construiesc emisiunea asta așa. Avem mai multe lucruri pe care le-am aflat astăzi. În primul rând, un studiu Pfizer care nu poate fi combătut de Pfizer, pentru că sunt concluziile celor de acolo. 80% aproape din copiii studiați, vaccinați, au dezvoltat efecte adverse. Lucru care nu este ok, copiii nu aveau nicio problemă. Nu știm care vor fi la acest tip de vaccinuri, dacă le putem numi astfel, deși sunt din ce în ce mai mulți specialiști care au rezerve față de acest termen. Nu știm care vor fi efectele pe termen mediu și lung. Habar n-avem. N-a fost timpul fizic necesar. N-a fost timpul fizic, pentru că, mă rog, conform teoriei sau părții științifice a vaccinurilor, trebuia mai mult timp la dispoziție pentru a emite niște concluzii pertinente. De-aia e studiul de caz încă până în 2023. Ori, în aceste condiții, să te apuci să presezi o populație întreagă, să faci discriminări între vaccinați și nevaccinați, să inoculezi ideea, inclusiv prin intermediul copiilor, că aceste vaccinuri sunt sigure sau că reprezintă un viitor excepțional sau că reprezintă libertatea sau că reprezintă nu știu ce bucurie. Văd tot felul de oameni pe la televizor, prin clipuri, care ne vorbesc despre cât de mult pleacă în concedii acum după ce se vaccinează. Mie mi se pare absolut jenant să ignorăm o parte științifică cât se poate de serioasă și tot felul de avertizmente lansate de laureați de premii Nobel sau de infecționiști, imunologi din toată lumea, ca și cum ăștia sunt niște tâmpiți, niște scelerați. Să ignorăm toate aceste voci autorizate, să mergem doar pe ideea că pe moment totul e ok, fără să ne gândim la viitor, mie mi se pare scandalos. Categoric. Pentru că, la un moment dat, ne putem trezi cu niște efecte adverse inimaginabile și cu probleme medicale mult mai grave, pe care nu o să le mai putem... De aceea spun că trebuie, cine ia decizia vaccinării, trebuie să o facă nu numai în deplină cunoștință de cauză, dar trebuie să o facă din interiorul lui. Să fie atât de convins încât să spună da, eu merg la vaccinare. Eu și copilul meu. De cine nu vine la o întâlnire cu mine? Și nu sub presiune în niciun caz, pentru că se exercită o presiune media în momentul în care un copil vede un alt copil pe ecran care îi spune nu vrei să vii cu mine în vacanță?
Facem o scurtă pauză, 30 de secunde, un solo spot, revenim imediat.